Lanțul slăbiciunilor De Ion Luca Caragiale Am și eu o slăbiciune și eu sunt om. Dorințele grațioasei mele prietene, domnișoara Marie Popescu, sunt pentru mine porunci la care mă supun cu atât mai bucuros cu cât văd că prietena mea nu abuzează niciodată de influența nemărginită ce știe bine că exercită asupra mi De asta dată ce mare lucru mi cere. Stimate amice, știu ce prieteni ești cu profesorul Costică Ionescu și cât nu e în stare să-ți refuze o rugăminte. Mă îndatorezi până în suflet dacă obții de la el pentru elevul Mitică Georgescu din clasa a patra, liceul X, la latină nota 7, fără de care băiatul, care mi rudă de aproape, rămâne și anul acesta repetent, ceea ce ar fi o mare nenorocire pentru familia lui, o familie dintre cele mai bune, și pentru mine o mare mâhnire. Cu cele mai afectuoase salutări a dumitale bună prietenă Mari Popescu. A, irezistibilă grație, cum știi de frumos să poruncești! Și ce bine s-a nimerit! Ionescu are și el o slăbiciune și el e om. Ține la mine și nu e în stare să mă refuze. Repede mă arunc într-o birjă și alerg la Ionescu, profesorul de latinește. Dragă Costică, Viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu că pot conta pe amiciția ta, și nu-mi permit amândoi un moment că, în cazul de față, fiind vorba, mă înțelegi de o chestiune care mă interesează în așa grad încât, dacă n-aș fi pe deplin convins că tu, care mi-ai dovedit totdeauna, fără a dezminți niciodată o afecțiune, ce pot zice la rândul meu? În fine, zice Ionescu, am înțeles, nu trebuia să mă iei așa pe departe. Vii să mă rogi pentru vreo loază de elevi de ai mei. Nu e loază, Costică, e un băiat dintr-o familie dintre cele mai bune. Mi-e rudă. Cine știe ce leneș, ce dobitoc? Nu-i adevărat, dragă Costică. Este un băiat prea cum se cade. Să nu mă lași. Viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu că pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment că în cazul de față, fiind vorba, mă înțelegi de o chestiune. Ei, lasă astea. Știi că țiu la tine. Ce mai încap între noi astfel de fraze banale? Ce notă vrei să-i dau pârlitului tău de protejat? Șapte, dragă costică. Apoi, dacă nu fi știind nimic animalul... Ei, acum și tu, zică că nu știe. Parcă el o să fie cel din tâi și cel de pe urmă care să treacă fără să știe. Te rog, dragă costică, dacă rămâne băiatul repetent încă un an, e o nenorocire pentru familia lui. O familie dintre cele mai bune, și pentru mine o mare mâhnire. Ah, irezistibilă milogeală prietenească, zice Costică. Ce bine știi tu să poruncești. Haide, să-ți fac hatărul și de data asta, să-i dau nepricopsitului șapte. Mersi, dragă Costică, mare pomană ți faci. Cum îl cheamă? Eu caut repede în buzunare scrisoarea domnișoarei Marii Popescu. Nu e, zic lui Costică. Un moment, și ies ca din pușcă, sar în birjă și alerg acasă. Acasă, scrisorii ca nicăieri. Fuga la domnișoara Popescu. Prea grațioasa mea prietenă, lucrul merge bine. Am obținut de la profesor nota dorită. Decât acum am nevoie să știu numele protejatului matale. Cum îl cheamă pe tânărul? Ți-am scris numele în scrisoarea mea. Da, dar scrisoarea dumitale am rătăcit-o acasă printre alte hârtii și lucrul este urgent. Ca să nu pierd vremea căutând-o, am venit la dumneata. Cum îl cheamă? Zău, nu mai țin minte, zice drăgălașa mea mică, Pentru că, drept să-ți spun, Madame Preotescu, o bună prietena a mea, la care țiu foarte mult, nu sunt în stare să-i refuz nimica, m-a rugat să-ți scriu că știe că ții foarte mult la mine și nu mă refuz niciodată și ești prieten cu domnul profesor Costică Ionescu, care ține foarte mult la dumneata și nu e în stare să-ți refuze nimic. Atunci, ce e de făcut? Zic. Du-te dumneata la Madame Preotescu și întreabă cum îl cheamă pe băiatul pe care mi l-a recomandat ca să ți-l recomand dumitale. Sărut mânușițele și alerg la Preoteasca. Zic. Madame Preotescu, uite la ce am venit să vă deranjez. Ați recomandat amicei mele, domnișoarei Mari Popescu, pe un tânăr ca să mi-l recomand de mie să-l recomand amicului meu, Costică Ionescu, profesorul. Da! Ei, cum îl cheamă? Nu ți-a scris Marii? Ba da, dar am rătăcit scrisoarea. Și domnișoara Popescu a uitat cum îl cheamă și m-a trimis să-mi spuneți dumneavoastră. Eu, drept să-ți spun, nu mai mi-aduc aminte, pentru că i-am avut numele pe o însemnărică, pe care am lăsat-o la Marii, dar putem afla de la Diaconeasca și de aici aproape. I-am arugat, că știe cât ține Marie la mine și ta nu refuz nimic lui Marie și domnul Costică Ionescu, profesorul, pe ta nu te refuză niciodată. Atunci, zic, cum facem? Stai nițel, să-l trimit să cheme pe Diaconeasca. Este aceea alături. Nu aștept mult. Madame Diaconescu vine. Dar fatalitate și dumnea ei se află în aceeași necunoștință despre numele junelui nostru protejat însemnărica i-a dat-o amicei sale, madame Preotescu. Ce-i de făcut? Aleargă la Iconomeasca. Alerg la Iconomeasca, de acolo la Sachelăreasca, pe urmă la Piscupeasca. În sfârșit, am dat de izvor. Tânărul e nepoțelul lui madame Piscupescu, băiatul surioarei dumnea ei, al lui madame Dăscălescu, mitică Dăscălescu. Nimic nu refuzăm. Madame Piscupescu lui madame Dăscălescu. Madame Sachelarescu lui Madame Piscupescu, Madame Iconomescu lui Madame Sachelarescu, Madame Diaconescu lui Madame Iconomescu, Madame Preotescu lui Madame Diaconescu, Domnișoara Popescu lui Madame Preotescu, eu, domnișoara Popescu și mie, amicul Costică Ionescu. Alerg la Costică Ionescu. Dragă Costică, să nu mă lași. Viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu că pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment. Lasă, omule, fleacurile! Să-i dai nota șapte, cum mi-ai promis. Cui, frate? Lui Mitică Dăscălescu. Mitică Dăscălescu? Nu ți minte să am vreun școlar cu așa nume? Nu se poate. Să vedem. Și se uită în cataloage. Nu. N-am niciunul, mitică Dăscălescu, în cursul inferior. Ai făcut confuzie, trebuie să fie în cursul superior. Alerg de îndată drept la Madame Piscupescu. Madame Piscupescu, de ce clasă dă examen nepoțelul dumitale? De clasa a șasea. A, ah, zic eu, bine. Și dau fuga înapoi la Ionescu, zic. E în clasa a șasea, mitică Dăscălescu al meu. Atunci, nu e la mine. E la Georgescu. Îl cunoști pe Georgescu? Nu. Tu nu-l cunoști? Ție coleg. Ba da. Ține foarte mult la mine. Nu e în stare să-mi refuze nimic. Atunci zic eu. Mă rog, ție nu mă lăsa. Știu că pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit. Iar? Ești cu birja? Haide, mă du de grabă la Georgescu. Haide. Ajungem. Aștept în birjă pe Ionescu. Peste câteva momente, ia l ai avut mare noroc că am venit tocmai la pont. Dacă mai întârziam un sfert de ceas, până la nouă, mergea cu cataloagele la școală și trecea notele în matricolă. Protejatul tău avea un trei. Și acum are șapte. Uite, am gândit eu, ce va să zică o întârziere de câteva minute? Cum poate nenoroci un tânăr? Rămânea mitică Dăscălescu iar repetent cu toate că ține la el atâta, mamiță să adăscălească, la care ține piscupească, la care ține sachelăreasca, la care ține economeasca, la care ține diaconeasca, la care ține preoteasca, la care ține mult grațioasa popeasca, la care țiu foarte mult eu, la care. Sfârșit. A citit Paula Fuiuagă.